Găsit tuturor la horoscopul zilei de 12 noiembrie 2020. Berbec și ascendent în berbec. Nici o sarcină nu va părea prea grea și nici un obstacol nu va părea de netrecut. Este posibil să ai dificultăți în stabilirea unor relații bune cu unii membri ai familiei tale. Pot apărea diferențe profunde de caracter sau diferențe de opinie. Fără îndoială, va trebui să faci concesii dacă dorești să păstrezi armonia. Sfatul zilei de astăzi. Străduiește-te pentru o mai mare stabilitate a dispoziției. Taur și ascendent în Taur. Munca ta zilnică îți va oferi multe satisfacții, dar va trebui să strângi centura. Este ceea ce urăști cel mai mult din lume, dar nu prea poți face altfel. Așadar, uită de cheltuielile fastuoase și evită absolut achizițiile pe credit, care sunt întotdeauna foarte periculoase. Sfatul zilei de astăzi. Ai grijă de ținuta și eleganța ta. În acest fel îți vei impresiona favorabil interlocutorii și vei obține ceea ce dorești de la ei. Gemeni și ascendenți în gemeni. Arată-ți capacitatea de a răspunde cu umor la observațiile disprețuitoare care ți se pot face. Ar trebui să profiți de această zi pentru a lua legătura cu cei care îți va oferi sfaturi și sprijin. Vei beneficia de o primire călduroasă și înțelegătoare. Sfatul zilei de astăzi. Ferește-te de operațiuni periculoase cu banii sau prost pregătite, care te vor putea distruge. Rac și ascendenții în rac. Nu te plânge prea repede de nerecunoștința unui prieten. Unii nativi vor trebui să se teamă pentru securitatea locului de muncă sau pot fi obligați, din motive de sănătate, să renunțe la responsabilitățile lor profesionale. Sfatul zilei de astăzi. Nu sta blocat între cei patru pereți. Această zi promite să fie bogată în contacte umane de tot felul. Leu și ascendent în leu. Există o mare probabilitate de tensiune cu prietenii. Frânează-ți impulsivitatea și cooperează calm. Te vei simți adesea rupt între locul de muncă și viața ta de familie. Rudele tale te vor învinovăți că le-ai abandonat. Sfatul zilei de astăzi. Nu fii atât de dezagreabil față de ceilalți. Vei avea nevoie de ei într-o zi. Fecioară și ascendent în fecioară. Probabil veți experimenta o poveste de dragoste astăzi, dar această poveste nu va avea neapărat sfârșitul tradițional fericit. Totul va fi bine pentru tine în domeniul profesional. Se vor prezenta oportunități neașteptate, permițându-ți să îți consolidezi situația sau să îți oferi mai multă amploare poziției. Unii nativi vor descoperi în companie că gestionează resurse imense neexploatate, alții își vor putea crea propria afacere. Sfatul zilei de astăzi. Nu îți lăsa dorința de a vorbi de dragul de a nu spune nimic de valoare. Balanță și ascendent în balanță. Vei face totul pentru a îmbunătăți confortul familiei tale. Ideea de a vă muta într-o zonă mai rezidențială îți va trece prin minte. Ia taurul de coarne și abordează problemele materiale care încep să capete proporții îngrijorătoare. În caz contrar, riști să ai surprize foarte proaste. Sfatul zilei de astăzi. Nu te tortura impunându-ți scopuri de neatins sau performanțe imposibile. Scorpion și ascendent în Scorpion. Situația ta socială va fi în centrul preocupărilor tale. Să știi că vei putea progresa enorm datorită unei idei îndrăznețe. Din punct de vedere financiar, vei avea noroc. Vei finaliza tranzacții sau negocieri importante la care ai așteptări mari, dar vei fi tentat să cheltuiești toți banii câștigați. Sfatul zilei de astăzi. Respectă libertatea celuilalt și, paradoxal, te vei simți mai sigur. Săgetător și ascendent în Săgetător.
Vei sărbători mai mult ca oricând, iar dragostea nu va înceta să îți stimuleze curiozitatea. În afaceri, este posibil să ai succese neașteptate, deoarece eforturile tale vor duce în cele din urmă la rezultate favorabile, deși destul de diferite de ceea ce ai anticipat. Sfatul zilei de astăzi. Evită să începi un nou proiect, acum este momentul să finalizezi tot ce este în desfășurare. Capricorn și ascendent în Capricorn. Găsește originea unui zvon care circulă. Vei primi indicii valide dacă vei pune întrebările corecte. Nu fii prea exigent față de cei dragi. Cu forța de a te vedea nefericit, vor ajunge să se revolte sau să dezvolte un complex de inferioritate nejustificat. Fii deosebit de vigilent cu copiii tăi. Vor avea nevoie mai degrabă de încurajare decât de critici, mai degrabă de încredere decât de autoritate rigidă. Sfatul zilei de astăzi. Răsfață-te cu meditația. Este un exercițiu static care, încetul cu încetul, te va conduce ușor spre transformări foarte benefice. Vărsător și ascendent în Vărsător. Ferește-te de deciziile financiare rapide. S-ar putea să fii dezamăgit de rezultate. Fii mai puțin nerăbdător. Să știi că timpul este de partea ta acum. Fă-ți timp pentru a reflecta. Vei avea idei perfect clare, potrivite pentru realizarea proiectelor tale. Inițiative bune te vor ajuta să avansezi o afacere de prestigiu. Sfatul zilei de astăzi. Nu te lăsa păcălit de lucrurile care ți se spun. Caută motivele pe care cineva le-ar putea avea pentru a ți le spune. Pești și ascendenți în Pești. Vei fi gata să accepți cu un zâmbet anumite obligații și constrângeri inevitabile pentru a urca rapid în vârful ierarhiei profesionale. Mulți nativi vor demonstra o stare de spirit mai puțin practică, concentrată mai puțin imediat pe câștigul material. Unii vor dori să pună altceva în existența lor, întorcându-se mai ușor la filozofie, religie sau parapsihologie. Dacă da, de obicei o vei face cu un amestec frumos de curiozitate și gândire critică. Sfatul zilei de astăzi. Îndrăznește fără falsă modestie pentru a-ți afirma dreptul de a te bucura de plăcerile vieții.